furnizorii de gaze naturale vor avea obligația ca în perioada 1 aprilie 31 octombrie 2022 să constituie în depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale un stoc minim de gaze naturale pentru asigurarea continuității și siguranței în alimentarea clienților săi finali sau asigurarea consumului propriu și suportabilității prețului de către aceștia, potrivit proiectului de ordonanță privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023. Conform documentului, întreaga cantitate de gaze naturale, reprezentând stocurile minime ce urmează a fi înmagazinate de fiecare furnizor PET client direct, trebuie să reprezinte minimum 30% din cantitatea de gaze naturale necesară consumului clienților finali din portofoliul propriu, consumului propriu. De asemenea, furnizorii de gaze naturale PET, Clienții direcți trebuie să înmagazineze gazele naturale în nume propriu, prin încheierea de contracte de înmagazinare subterană a gazelor naturale cu unul dintre titularii licenței de operare a sistemelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale și, sau prin încheierea până la data de 31 octombrie de contracte de vânzare-cumpărare ce au ca obiect cantității de gaze naturale provenite din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale înmagazinate de un alt furnizor de gaze naturale. Totodată pot parafa contracte de mandat cu alt furnizor în vederea înmagazinării gazelor naturale. Proiectul de ordonanță menține măsura impozitării cu 80% a venitului suplimentar realizat de producătorii de energie electrică, exceptate fiind capacitățile de producție puse în funcțiune după data intrării în vigoare a prezentului act normativ. Această măsură a fost introdusă în noiembrie anul trecut pentru producătorii de energie electrică și în anii anteriori pentru cei de gaze naturale. Actul normativ prevede faptul că toate cantitățile de energie electrică ce vor fi vândute de către producătorii de energie electrică aflați în portofoliul statului român și titularii de acorduri petroliere care produc energie electrică nu vor fi luate în considerare la calculul venitului suplimentar. Ministerul Energiei a publicat joi seara în consultare publică proiectul de ordonanță privind măsurile aplicabile clienților final din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 31 martie 2023, astfel pentru consumul realizat în perioada 1 aprilie 2022 31 martie 2023, prețul final facturat de către furnizorii de energie electrică, operatorii de distribuție de energie electrică, care asigură revânzarea energiei electrice, este maximum 0,68 lei pe kWh cu TVA inclus în cazul clienților casnici al căror consum mediu lunar este mai mic sau egal cu 100 de kWh de maximum 0,8 lei pe kWh cu TVA inclus în cazul clienților casnici al căror consum mediu lunar este cuprins între 100 de kWh și 300 de kWh inclusiv și de maximum 1 leu pe kWh cu TVA inclus în cazul clienților non-caznici. Pentru consumul realizat în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023 Prețul final facturat de către furnizorii de gaze naturale este maximum 0,31 lei pe kWh cu TVA inclus în cazul clienților casnici și maximum 0,37 lei pe kWh cu TVA inclus în cazul clienților non-casnici, al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul 2021 la locul de consum este de cel mult 50.000 de MWh. În același timp, producătorii de gaze naturale vor fi obligați să vândă la un preț stabilit de guvern cantitățile de gaze rezultate din activitatea de producție internă curentă către furnizorii clienților casnici și ai producătorilor de energie termică sau direct către aceștia.